Hotărârea pentru prelungirea stării de alertă cu 30 de zile a fost adoptată de guvern și în continuare vor trebui respectate unele reguli, precum purtatul măștii, dezinfectarea spațiilor comune. După cum știți, în cadrul evoluției pandemiei, la nivelul țării noastre, suntem încă pe panta descendentă. După un număr de 166 de cazuri noi ieri, astăzi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri până astăzi, avem peste 4500 de cazuri active. În acest context și tocmai în evoluția focarelor care se află în diseminare, s-a decis prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă. În aceste condiții s-a gestionat și se gestionează în continuare și un al treilea pachet de măsuri de relaxare. Tot în ședința de astăzi, ca urmare a hotărârii Comitetului Național pentru Stații de Urgență, s-a decis să se relaxeze anumite activități. Noutatea cu care vine guvernul este faptul că se va permite oficierea slujbelor și în interiorul bisericilor. Un moment important, după multe discuții pe care le-am avut și s-a luat decizia de comun acord cu Patriarhia și cu celelalte culte, se redeschid slujbele sau adunările religioase în interior. Aceste reluări de slujbe sau adunări religioase în interior se fac la fel în contextul respectării acelei distanțări fizice. Numărul de persoane aflat în interiorul bisericilor sau sălilor de cult se va face în funcție de suprafața acestor săli. Numărul de persoane va ține cont de distanțarea fizică. Președintele interimar PSD Marcel Ciolacu a afirmat că românii au dreptul să se roage, dar și să se trateze în spitale. Ciolacu mai susține că guvernul PNL ar trebui să mai facă un pas înainte și să dea drumul la economie. Evaluarea națională a continuat azi cu proba scrisă la matematică. Primul examen din sesiunea iunie a evaluării naționale a avut loc luni, când din cei 2842 de absolvenți de ciclu gimnazial s-au prezentat la examenul scris la limba și literatura română 2371. Cea de-a doua probă scrisă a avut loc azi miercuri, iar din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți profesori de matematică, exercițiile și problemele cuprinse în varianta numărul 1, extrasă, au fost de dificultate medie. De acest examen s-au temut mulți dintre elevii clasei 8-a. Destul de ușoară. Ce subiect ți s-a părut mai greu și care mai ușor? Subiectul 3, punctul C. Ce a conținut? Ce a avut de rezolvat, mai bine spus? Trebuia să arăt că două plane, să arăt distanța dintre două plane. Și consider că vei obține o notă mare? Da. La română poți să ne spui cum te-ai descurcat? Foarte bine. A fost ușor, foarte ușor a fost. Dacă învățam mai mult, probabil că luam mai mare, dar eu exprimez că am un 7, peste 7, pe acolo. Și dacă ai fi învățat mai mult? Un 8, 9, sigur aș fi luat. Bravo! Să ne spui, te rog frumos, cum au fost subiectele, ce ți s-a părut dificil, ce ți s-a părut mai ușor de rezolvat? Unul a fost ușor și chiar și subiectul 3 a fost foarte ușor. Ce a conținut aceste două subiecte pe care le consider mai ușoare? Păi, asta de bază, cum ar veni, exercițiile de bază. Așa. Și subiectul cel mai greu, ce ai avut de rezolvat? Subiectul 3 și C-ul doar. Ce ai avut de rezolvat acolo? Să arăți că că-s paralele, două triunghiuri sau cea genul. Am înțeles. Ți-ai fi dorit eventual să-ți cadă altceva? Nu, eu chiar a fost ok. La română cum te-ai descurcat? La română bine, la română chiar a fost foarte ușor. Și a fost asemănător cu testele de antrenament, foarte ușor a fost. Anul acesta, evaluarea națională a avut loc în 52 de centre de examen din județ, 22 de centre în mediul urban, iar 30 de centre în cel rural. Din programa pentru examen au fost eliminate conținuturile din semestrul al doilea și la matematică, la fel ca și limba și literatura română. O noutate anul acesta este aceea că după examenul la matematică, elevii au primit un cod unic cu ajutorul cărora vor putea accesa notele. Majoritatea elevilor au mărturisit că simt că a fost luată o piatră de pe inimă și chiar dacă îi mai așteaptă câțiva pași până să fie sigur că au intrat la liceul dorit și profilul pe care îl vor, sunt mai relaxați, cel puțin la gândul că nu mai au stresul unui examen. Mi s-a părut ușor subiectul 2 și dificil subiectul 3, ultimul exercițiu. Ne poți spune ce a avut la subiectul 2 și la ultimul subiect, ce ți s-a părut dificil? La ultimul subiect mi s-a părut dificil să arăt distanța dintre două plane și la subiectul 1 mi s-a părut dificil, ușor mi s-a părut, exercițiul 1 să desenez un cub și ultimul. Am înțeles.
Ce notă crezi că vei obține? Între 8 și 9. Felicitări! Și la limba și literatura română, cum crezi că te-ai descurcat? Bine, tot așa între 8 și 9, dar mi s-a părut mai ușor la mate. Unde îți dorești să-ți continui studiile? La Slavii și la biochimie. Felicitări! Te rog să ne spui cum ai simțit tu perioada aceasta cu examinarea, având în vedere situația creată de pandemia de coronavirus, a faptului că nu ați mai putut veni la cursuri. Mi s-a părut mai dificil când am putut veni la cursuri, dar mi s-a părut ușor că nu s-a pus materia din semestrul 2. Deci în tot răul pentru voi a existat și un bine, practic. Da. Credeți că v-a ajutat materia aceasta redusă la examinare? Da. Evaluarea națională continuă joi cu proba la limba și literatura maternă. În județul Satu Mare susțin această probă 891 de absolvenți. Luni, până la ora 14, se afișează rezultatele înaintea contestațiilor, în aceeași zi putând fi făcute contestațiile de la ora 16 la 19, respectiv marți de la ora 8 la 12. Din 23 iunie până în 26 iunie se soluționează contestațiile, iar în 27 iunie se afișează rezultatele. Evaluarea națională din acest an are două etape, cea specială fiind programată să înceapă în 29 iunie, numai pentru acei copii care sunt acum în izolare, în carantină, sunt bolnavi sau la triajul epidemiologic au avut o temperatură corporală mai mare de 37,3 grade. În județul Satu Mare, astăzi, 17 iunie, se află în carantină 23 de persoane, iar în autoizolare la domiciliu 1609 persoane. Până în prezent, în Satu Mare s-au înregistrat 54 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. Au fost testate 5640 de persoane și au fost efectuate 6277 de teste. Până la data de 17 iunie 2020, ora 7:15, din punctul de trecere a frontierei Peta, au fost escortate la centrele de carantină 773 de persoane. În județul Maramureș se află în carantină 54 de persoane, iar în autoizolare la domiciliu 2478 de persoane. Până în prezent în Maramureș s-au înregistrat 97 de vindecări și 6 decese cauzate de coronavirus. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 345 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 161 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 1504 persoane. Alte 87.624 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 585.353 de teste. La Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare se va înființa un compartiment de chirurgie cardiacă. Pentru realizarea acestui proiect a fost încheiat un acord de cooperare între județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș, municipiul Baia Mare și unitatea spitalicească. În cadrul ședinței de Consiliul Județean s-a propus utilizarea a 1.031.000 de lei pentru suplimentarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în vederea achiziționării de echipamente medicale necesare dotării și asigurării condițiilor de punere în funcțiune a blocului operator, sala de operații, chirurgie cardiacă, cardiovasculară și toracică. Vor fi achiziționate o masă de operație, chirurgie cardiacă și toracică, un ecocardiograf Doppler de înaltă performanță cu sondă transesofagiană. Alocăm suma de bani necesară, conform acordului de parteneriat, jumătate, peste 1.000.000 de lei, 1.031.000 de lei din partea Consiliului Județean, urmând ca restul sumei de bani de 1.046.000 să fie alocată de către Primăria Municipiului Baia Mare. Vorbim despre dotarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare cu echipamente medicale necesare, așa cum am spus, compartimentului de chirurgie cardiacă și a sălii de operație de chirurgie cardiacă și toracică. Primăria Municipiului Baia Mare își asumă achiziționarea sistemului de circulație extracorporală, care este evaluată conform notei de fundamentare transmisă de către Spitalul Județean la suma de 1.046.000 cu TVA, iar Consiliul Județean își asumă să achiziționeze restul materialelor necesare.
În momentul de față, aproximativ 200 de maramureșeni, dintre cei aproximativ 2000 care înregistrează un infarct, au nevoie de chirurgie cardiacă. Astfel de intervenții se fac doar în marile centre universitare. În cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare există deja medici angajați cu stagii de specializare efectuate în Franța care pot efectua astfel de operații pe cor deschis. Avem angajați medicii care au deja pregătirea necesară, specializările făcute deja în Franța și sunt angajați la Spitalul Județean încă de anul trecut. De asemenea, personalul medical de specialitate auxiliar acestei intervenții, pompistul și toți ceilalți care trebuie să mențină pacientul în viață atât vreme cât se lucrează pe corp deschis, suntem pregătiți din acest punct de vedere și eu cred că în cel mai scurt timp posibil vom putea să facem acest următor pas în creșterea calității serviciilor oferite și de noi facilități oferite de către Spitalul Județean populației Maramureșului și nu numai, celor din Satu Mare, Bistrița, Sălaj, cel puțin. Cadrele medicale susțin că în momentul de față se fac toate demersurile pentru a se obține toate avizele necesare, astfel încât înființarea acestui compartiment să se poată realiza. Acest lucru s-a demarat încă în urmă cu mai mulți ani, de pe vremea când la conducerea spitalului era dr. Pop Călin, urmat de Sorina Pintea. Spitalul Județean, încă de acum un an, a trecut la punea din puncte a unei sări de operații care mi-a costat 2.300.000 de lei. Sala este gata. Am trimis pentru specializare, pentru că pregătirea unui asistent medical, a unui medic, este de lungă durată pentru a face astfel de intervenții. Să nu vă așteptați de la început să avem un număr mare de intervenții chirurgicale cardiace, pentru că este o ultra-specialitate. Domnii colegi care sunt implicați în această chirurgie cardiacă sunt pregătiți. Sigur că și ei își doresc de mult să înceapă activitatea în locul operator de chirurgie cardiacă, inclusiv medicul specialist de terapie intensivă pe patologia cardiacă sunt dispuși să meargă să facă cursuri de pregătire special pentru această sală. Centrul de chirurgie cardiacă va deservi și județele limitrofe, precum Sălaș, Bistrița Năsău și Satu Mare. În momentul de față, Consiliul Județean Maramureș nu are toate resursele financiare necesare pentru investițiile în sistemul medical, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul primăriei municipiului Baia Mare. În momentul de față, spitalul are în dotare 3 angiografe necesare pentru pacienții care suferă un infarct miocardic. Așa se face că mortalitatea pe această patologie a scăzut la jumătate comparat cu anii anteriori. Premierul Ludovic Orban spune că autoritățile maghiare au introdus noi reguli de tranzitare care afectează libera trecere a cetățenilor. Dacă nu renunță la astfel de măsuri discriminatorii, trebuie sesizată Comisia Europeană, a spus premierul României. Acesta a cerut ministrului de interne, Marcel Vela, să ia legătura cu omologul său maghiar. Autoritățile maghiare au introdus, din nou, reguli de tranzitare și nu permit accesul cetățenilor români care doresc să tranziteze Ungaria în cazul în care aceștia nu au un contract de muncă în original. Domnul ministru Vela, din nou, Ungaria a luat măsuri care sunt contrare Tratatului Uniunii Europene privind libertatea de circulație. Am primit relatări personale, inclusiv de la oameni care îi cunosc personal, că nu li se permite tranzitul prin Ungaria. Că autoritățile maghiare au instituit iară niște reguli de tranzitare de către persoanele fizice care călătoresc nu în Ungaria. Înțeleg, dacă vor pentru Ungaria, cine se duce în Ungaria, să instituie măsurile specifice de protecție sanitară, cum și noi am instituit. Din nou este afectată libertatea de circulație și chiar mi se pare ciudat că principalele victime sunt cetățenii români. Aici solicitarea mea către dumneavoastră este să interveniți de urgență pe lângă omologul dumneavoastră maghiar și să formulați o solicitare fermă privitor la asigurarea libertății de circulație. Sunt familii care au plecat împreună, un tată care a vrut să-și ducă fata să-și dea examenele și care nu a fost lăsat părintele să se ducă cu fata că i s-a cerut contract de muncă în original și nu i s-a permis tranzitarea Ungariei
în absența unui contract de muncă în original. Vela a răspuns că va avea o videoconferință cu Comisarul European pe Afaceri Interne și îi va transmite și această problemă. Mâine la ora 15 o să am și o videoconferință cu doamna comisar Ylva Johansson pe pactul migrației și o să ridici problema întâlnită la frontiera cu Ungaria. Într-adevăr, comportamentul partenerilor maghiari lasă de dorit, pentru că noi am avut toată deschiderea, inclusiv pe zona transfrontalieră și pe tot ceea ce a însemnat o liberalizare a liberalizarea pe zona transfrontalieră, toate măsurile pe care le-am luat pentru diferite categorii de cetățeni, inclusiv cetățeni, elevi, studenți care au de dat examene. Deci noi am fost extrem de flexibil și extrem de deschiși. Deci trebuie sesizat la nivelul Comisiei Europene, pentru că nu putem accepta o mare parte dintre cetățenii români care se deplasează spre țări din Europa, spre Austria, spre Germania, spre Franța, trec prin Ungaria. Ori ea nu știu câte oară când îi se pun astfel de piedici izvorâte din acte administrative care parcă sunt cu dedicație. Asta chiar e deranjant, vă spun sincer. În cursul săptămânii trecute, un bărbat din Ploiești a cerut ajutorul colegilor noștri de a-l aduce cu mașina din punctul de trecere a frontierei Petea până în municipiu, la gară, pentru a se putea reîntoarce acasă. Bărbatul a dorit să plece la muncă în străinătate și fiindcă nu avea la el un contract de muncă, lucrătorii maghiari l-au întors din drum. Aflat mult în afara orașului, în Dorolț, și cu doar 200 de lei la el, bărbatul nu și-a permis să cheltuie bani pe taxi în condițiile în care trebuia să-și plătească și drumul până acasă, astfel că a cerut ajutorul oamenilor ca să ajungă în oraș. Cu mască și respectând normele în vigoare, colegii noștri l-au dus pe bărbat până în fața gării din municipiul Satu Mare. În cursul zilei de ieri, ministrul de externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a anunțat printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook faptul că în cursul nopții de miercuri, 17 iunie, ridică restricțiile pentru românii care doresc să intre pe teritoriul Ungariei. Ungaria este una dintre țările pentru care nu se mai aplică măsura autoizolării la domiciliu. Marți, în jurul orei 13, în urma reluării misiunii de căutare, trupul bărbatului dispărut de la domiciliul său din Tarna Mare în 4 iunie a fost găsit într-un pârâu în pădure. La misiunea complexă de căutare au participat echipaje mixte de pompieri, jandarmi, polițiști, polițiști de frontieră, personal aparținând direcției silvice Satu Mare, SVSU Tarna Mare, SVSU Batarci, echipa Salvamont a județului Satu Mare, însumând 133 de persoane și 3 echipaje canine antrenate special pentru căutare-salvare, aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare, respectiv Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare. Doi oameni politici la nivelul județului Maramureș se pare că vor trece la PNL. Asta deși s-a anunțat de nenumărate ori de către liberali că nu vor primi în rândul lor socialdemocrați. Surprinzător este că unul dintre cei care vor semna adeziune la PNL Maramureș este chiar nașul actualului președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Este vorba de primarul din Borșa, Sorin Ioan Timiș, de asemenea și primarul din Vișeu de Sus, Vasile Coman, cunoscut sub pseudonimul de Vărzaru, va trece tot la PNL. Sunt voci care susțin că mai mulți PSD-iști ar vrea ca aceștia să fie trecuți în rândul 2. Pe sursă se pare că Gabriel Zetea va pleca din funcția de președinte PSD Maramureș, în locul lui urmând să fie numit Gheorghe Simon. Acesta a fost deputat, iar în momentul de față este președinte al filialei PSD Cluj. Gheorghe Simon va intra în cursa pentru președinția Consiliului Județean Maramureș. Din 15 iunie și-au deschis porțile și sălile de fitness și aerobic, motiv de bucurie pentru sătmărenii care practicau cu regularitate sport la sală, sub îndrumarea unui antrenor, dar și pentru proprietarii acestor săli care de 3 luni stau și analizează ce pot face pentru a-și salva afacerile. Se ascunde un zâmbet enorm în spatele măștii, dar asta este, ne bucurăm că am deschis, îi așteptăm pe doritorii de mișcare, atât fitness cât și aerobic, să vină să se elibereze de tot stresul acumulat. De această dată să se elibereze strict după o programare. Da, corect. Da, trebuie să ne programăm atunci, înainte să ajungem la sală, oamenii se pot programa telefonic. Noi am deschis după programul normal de la ora 7 la 22. Pentru fitness am creat un program de funcționare. Așa că atunci când vor suna oamenii, vor fi informați de către recepționeră, programul la care pot să, intervalul orar,
la care se pot antrena persoanele. Sunt câteva reguli impuse, bineînțeles, și noi și toată lumea sunt sigură că nu o să aibă nicio problemă să le urmărim. Împreună vom trece peste toate aceste, sau ne vom obișnui cu toate aceste reguli care oferă doar siguranța noastră a tuturor. Și nimica nu ne poate opri. La nivel național, foarte mulți proprietari de săli de fitness și aerobic au pus lacătul pe ușă și nu au mai apucat să deschidă luni, 15 iunie. Asta pentru că nu și-au mai putut achita chiriile pentru spațiile ce le utilizau și nici nu văd cu ochi buni perioada ce urmează din cauza regulilor noi care limitează drastic numărul clienților la sală. Pe marginea acestui subiect am discutat și cu reprezentantele a două săli de sport mari și cu vechime de la noi din Satu Mare, Centrul de Aerobic, Cycling și Fitness, Prima Gym și Centrul de Aerobic Fitland. Primul popas a fost la Prima Gym. În momentul în care intră persoana, îi se va, la ușă este pus la dispoziție substanța de biocide pentru dezinfectarea mâinilor. Recepționera este însărcinată cu atribuția să ia temperatura la fiecare persoană. Păstrăm distanța minimă de 1,5 metri și, bineînțeles, intrăm cu mască. Până în momentul în care ajungem în sala de antrenament. În acel moment nu ne mai trebuie masca, suntem obligați să avem prosopul, ca și până acum, deja clienții au fost obișnuiți, nu toate măsurile sunt noi pentru ei, dar vreau să menționăm că avem nevoie obligatoriu de prosop și de Adidas și de schimb. Recomandarea noastră este dacă persoanele pot să vină direct echipați, pentru că dușurile sunt strict interzise pe această perioadă, și atunci dacă vii direct echipat doar cu Adidas și pantofii de sport în geantă și cu prosopul, e mult mai ușor pentru toată lumea. După fiecare utilizare a aparatelor se va dezinfecta, am pus la îndemână pentru toată lumea și totul va fi bine și ușor. Potrivit interlocutoarei noastre, după această perioadă grea de 3 luni cu ușile închise, urmează tot o perioadă dificilă. Este o perioadă grea pentru toată lumea, cine are un business știe. Noi probabil mai greu va fi de acum încolo să vedem din cauza numărului limitat de persoane, dar am fost tot timpul optimiști. Noi avem încredere că familia noastră, cum îi numim noi pe clienți, vor reveni, este dor de sport, deci vor reveni cât de curând posibil și noi ne vom reveni și nu o să simțim atât de mare impactul. N-am făcut deocamdată diferențe sau măriri de preț, deocamdată. O să vedem, tot ce implică. Salmenții Vitului Andreea, reprezentant a Fitland Satu Mare, ne-a mărturisit la rândul său că e o fericire că a deschis centrul de aerobic, dar în același timp simte și o stare de stres, pentru că date fiind reglementările, e destul de dificil să faci față cu cei 10 metri pătrați de persoană la antrenamentul de grup, fără dușuri, acces limitat la vestiare, purtatul măștii înainte și după antrenament. Este o fericire, în primul rând, și în al doilea rând, este și un pic de stres, pentru că cu aceste reglementări este destul de greu ca să faci față, mai ales cu menținerea distanțării, 10 metri pătrați pe persoană în cazul nostru, la antrenamentele în grup. Evident, fără duș, acces limitat în vestiare, purtarea măștii înainte și după antrenament. A trebuit să ne limităm din nou antrenamentele, programul de antrenamente este mai scurt. Am făcut programul în așa fel ca să nu mai avem deloc acum antrenamente în sala mică, pentru că spațiul nu ne permite. Deci, cum ziceam, aș putea să stau eu singură și să-mi țin antrenamente singură, deci cam așa, sau cineva din camera alăturată. Am scurtat durata antrenamentului la 50 de minute ca să avem timp să aerisim. Avem noroc cu sala că e spațioasă și avem acces la curte, avem geamuri mari care se pot deschide. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,83 de bani, cu 0,02% mai puțin față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,30 de bani, cu 0,84% mai mult față de cotația de marți. Moneda maghiară a fost cotată la 1 leu și 40 de bani pentru 100 de forinți.
În timpul nopții, în vestul și sud-vestul țării, cerul va fi mai mult roz și va ploa. Vor fi mai ales averse trecător însoțite de descărcări electrice și posibil intensificări de scurtă durată ale vântului. În celelalte regiuni, înnororile vor fi temporare, iar astfel de fenomene se vor semnala pe spații restrânse. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. În timpul zilei, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta în cea mai mare parte a țării, mai ales după amiaza și seara, prin înnorări, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă care vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade. În județul Satu Mare, vremea se menține în general instabilă și caldă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. În județul Maramureș, vremea se menține în general instabilă și caldă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. În județul Sălaj, vremea se va menține în general instabilă și caldă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. În județul Cluj, vremea se menține în general instabilă și caldă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade Celsius.